Dacă pacienții necesită o radiografie de torace, ei sunt îndrumați către acest aparat mobil din caravană. Pacienții care sunt pe picioare întotdeauna vor intra pe o ușă, care sunt imobilizați pe cărucior intră prin această ușă, se ridică cu căruciorul cu o trapă, ajunge înăuntru în camera de expunere, pacientul este poziționat la aparat, tehnicianul de radiologie, operatorul, după ce introduce datele în aparatul, în calculator, face radiografia la pacient, pacientul pleacă, iar tehnicianul direcționează radiografia către medicul de gardă. Medicul de gardă interpretează imaginea din punct de vedere radiologic și îi dă rezultatul imaginii apărute. Trageți aerul în piept și nu respirați! Gata! Cadere. Aici avem o radiografie pulmonară normală. Dacă acest pacient ar fi avut COVID-19, ar fi fost niște imagini sugestive în opacități alveolare subpleurale predominant. Bine, noi vrem să reducem la minimum riscul de contaminare atât pentru ceilalți pacienți, cât și pentru personalul medical. Dincolo de toate procedurile cu adevărat riguroase pe care le-am instituit și echipamentul de protecție pe care l-am aplicat pentru tot personalul medical și pentru pacienți, care fiecare poartă mască, acest aparat detectează modificările apărute la nivelul plămânilor, deci la nivel pulmonar, în pacienții care potențial nu sunt suspecți, deci care nu au simptome și care nu intră în definiția de caz pentru infecția cu SARS-CoV-2. Ei pot, o parte dintre acești pacienți pot să fie asimptomatici, dar pot transmite boala mai departe. Având în vedere că Spitalul Județean este un centru regional și deci noi primim pacienți cu urgențe din 5 județe, noi dorim să testăm și acei pacienți care nu se încadrează în definiția de caz, utilizând acest aparat și împreună cu softul dedicat de inteligență artificială creat de antreprenorii timișoreni și de medicii din cadrul Spitalului Județean X-Vision, care va ajuta medicii radiologi să detecteze rapid modificări la nivel pulmonar, chiar și în pacienții care altfel nu s-ar încadra în definiția de caz.